cine este Nerca Miroslava? Am ținut cel mai mare secret. Am zis odată un lucru despre tine la început, că n-o să fac videoclipuri doar pentru a atrage atenție și a fi în trendul ăsta să fac videoclipuri despre tine, dar se pare că ai depășit o limită. După ce a trecut o săptămână și s-au mai plafonat cât de cât lucrurile cu tine pe For You, și pe tine te mănâncă undeva, ții morți și să-ți atâți, mă rog, comunitatea pe care nici nu mai ai și haterii, ca din nou să iști un nou scandal. Deci termină-te, băiatul meu, nu vii tu la mine să-mi spui că ai stat 8 luni de zile ca să te gândești la planul ăsta diabolic, căci că ar fi fost o strategie de marketing, că toate astea de marketing au ca și scop de a atrage hate-ul, că asta e rețeta succesului. Mă lași? Nu, dacă vrei să ai succes, nu înseamnă neapărat să ai hate. Și hate-ul pe care îl ai este cât se poate de bine să nu-l provoci. Tu faci un hate toxic, un hate provocat. Adică tu singur îți ceri hate și tot tu ești victima. Vai, dar cum se poate așa ceva să spuneți astfel de lucruri despre mine? Este total incorrect ceea ce faci. Și spui, ai o poveste, ai un arc din ăla de villain care a fost ascuns de nu știu cât timp și a revenit la lumină. Da, ăsta a fost planul meu de la bun sfârșit, ați căzut direct în capcana mea. Nu, este incorrect ceea ce faci și lumea își dă seama că asta o faci doar ca să te scoți. Pentru că să zic ceva, băiatul meu, că tu habar nu ai, există 3 tipuri de comunicare. Verbală, paraverbală și non-verbală. Cu asta ce vreau să zic? Comunicarea verbală, da, că ne vinzi tu gogoși la tavă, că nu știu ce, că ăsta de fapt a fost planul tău de la început, mă rog. Comunicarea non-verbală este cum felul în care tu spui informația pe tavă, se vede cu câtă apăsare și cu câtă poftă falsă spui acele cuvinte. Însă, am câteva vești bune pentru mine. Însă... Și vezi tu, de fiecare dată când zici o propoziție, râzi așa isteric, știi? Adică, haha, ăsta a fost planul meu de la început. Coaie, și ce-i asta? Aveam nevoie de o campanie de promovare enormă. Adică știm cât de tare poate te-a afectat acest lucru și acum cumva încerci să o dea undeva la întors. Cât de isteric te comporți în acel videoclip și cât de isteric zâmbești, că se vede că te forțezi să zâmbești, denotă faptul că pe tine chiar te-au afectat videoclipurile făcute de lume. Inițial, dacă scriam un mail foarte bine, era corect gramatical totul, poate aș fi scăpat basma curată. Dacă nu erați voi, copii băgăcioși. Deci nu, sfatul meu este să ștergi acel videoclip că nu mai ai credibilitate absolut deloc. Cum este asta o strategie să minți lumea pe față? Știi povestea aia cu băiatul care a strigat lupul? Ei bine, o să ai un moment în care tu chiar o să fii serios și lumea nu o să te mai creadă. Deci te rog, șterge chestia aia că iar o să apar pe For You.